Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Între Plus și Minus, ediția de joi. Bun găsit, domnule Danubianu. Bun găsit și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. Șase subiecte pentru astăzi, pentru debut de an în formula aceasta, cu dumneavoastră la timona comentariilor pertinente și argumentate. Primul subiect este cel referitor la scumpirile care încep să ne inunde tot mai mult debutul de an și se pare, din păcate, nu doar aici se vor opri lucrurile. Ne pregătim de ce este mai rău și în ceea ce privește valul Omicron în întreaga Românie, pentru că Europa deja este aproape la pământ. Un alt subiect pe care îl vom aborda în această emisiune este cel referitor la taxele și impozitele în municipiul Suceava, aceleași ca și în anii trecuți. Vom urmări declarația primarului Ion Lungu, făcută declarație în cadrul conferinței de presă din această săptămână. Și vom mai vorbi de asemenea și despre o altă declarație a domniei sale în legătură cu proiectele 40 la număr pe care municipiul de reședință de județ le are pentru perioada următoare. Estimăm că este vorba despre 2022, dar aproape sigur nu vor fi gata toate. Ultimele două subiecte pe care le vom aborda în cadrul emisiunii Între Plus și Minus vor fi cele referitoare la faptul că, potrivit legii, în sfârșit, persoanele care au doar peste 10 clase pot avea permis de conducere, nu tot felul de analfabeți puși la volan și sub pedalele mașinilor. Și ultimul subiect este cel referitor la faptul că încă în România coaliția rezistă eroic. Domnule Danubianu, prima chestiune este cea referitoare la scumpirile care, iată, ne afectează viața, în special persoanelor cu salarii medii și mici. Cei cu salarii foarte mici, ori pensii, nici nu mai vorbim. Vreau să urmărim materialul preluat din InfoPlus și să îl comentăm pe larg aici, la Între Plus și Minus. Carburanții auto s-au scumpit începând cu prima zi a noului an. Acest lucru a avut loc deoarece de la 1 ianuarie a intrat în vigoare noua acciză aplicată combustibililor auto. Benzina este mai scumpă cu 7,7 bani pentru un litru, iar motorina cu 7 bani pe litru. Dacă ar fi să calculăm care ar fi costul la o alimentare de 50 de litri, aceasta s-ar scumpi cu circa 3,5 lei. La final de noiembrie, litrul de benzină a scăzut sub 6 lei, însă prețurile au explodat în acest an, astfel că prețurile la benzină și motorină pe piața din România au crescut în ultimul an cu 40%, respectiv 45%. Dacă un litru de benzină costa 6,34 lei la finalul lui octombrie, la finalul lui octombrie 2020 era 4,5 lei. Un litru de motorină costa 6,43 de lei la finalul lui octombrie 2021, comparativ cu 4,42 de lei în octombrie 2020. Domnule Danubianu, subiectul acesta al scumpirilor ne va bântui tot anul, cel puțin. A început încă de la a doua jumătate a anului trecut, ajungând în finalul anului să ridice o mare problemă și celor cu salarii cu venituri medii. E vorba de acea creștere uriașă a prețului la energia electrică, la gaze și la utilități. E, peste toate astea a venit acum, începând cu 1 ianuarie, încă o boroboață. Deci după ce ni s-a spus că în acest an nu vor apărea noi taxe și impozite, nu vor apărea unele noi, dar unele vor fi mărite. În cazul ăsta e vorba de acciza pe carburant, care a crescut simțitor, creștere care va determina o influență de 7,7 bani la litru de benzină și de 7 bani la litru de motorină. Dacă facem o comparație asupra prețului cu care s-a vândut combustibilul cu un an în urmă, constatăm cu ușurință o creștere de 40% la benzină și de 45% la motorină, ceea ce este
foarte mult. Bine, sigur că această creștere a accizelor pe combustibili convine foarte mult bugetului, în sensul că ai alimentat la pompă și pentru fiecare litru, față de ce primea statul înainte, mai primește încă 7 bani sau 7,5 bani, în funcție de ce ai alimentat. Dar problema care se pune este că această creștere a prețului la carburanți determină o creștere a marii majorități a prețurilor, pentru că transportul și se află în, ca o componentă importantă pentru multe mărfuri pe care cetățeanul le achiziționează. Prin urmare, perspectiva sumbră care a fost lansată de creșterea prețului la energie electrică, la gaze naturale, la utilități, la, este accentuată de această creștere a prețului la a accizei, a prețului carburantului. Prin urmare, ne așteptăm la creșteri, escaladarea prețurilor la toate produsele în continuare. Da? Ne-am obișnuit deja, deja văzusem că au crescut de la alimente până la ce vrei și ce nu vrei, servicii, orice, au crescut prețurile, sigur, diferențiat, dar oricum apăsarea e mult mai mare decât acea inflație calculată pe la 7%, că Dumnezeu știe cum face statistica acel coș. Chestia este că, și asta o vedem fiecare dintre noi, indiferent că avem venituri mai mari sau mai mici, puterea de cumpărare a românului a scăzut simțitor. Și asta chiar dacă domnul Crețu tocmai a ieșit prin o declarație și a făcut el o analiză și a zis că a fost un an excepțional, anul în care dumnealui s-a aflat pe poziția de prim-ministru. Da. De ce am fost tigru? România a fost tigrul Europei, numai că un tigru care a mâncat din veniturile românilor. Asta este povestea. Una peste alta, scumpirile astea înseamnă și, ca să spunem pe aia dreaptă, salarii cam aceleași în zona privată, spun ei, dar eu nu-i cred, salarii înghețate în zona bugetară și cu pensii indexate, dar nu foarte consistent, în zona aceea, pensionarilor normali, ca să spunem. Păi da, care sunt marea majoritate, că totuși s-a făcut mult antam în legătură cu legile, cu pensiile speciale, dar ponderea lor în masa mare de pensii în buget nu este chiar atât de semnificativă. Asigur că ele au o componentă imorală, nefirești, mă rog, asta e altă discuție. Dar în principiu, pentru pensionari, lucrurile sunt sumbre. Mai ales pentru pensionarii care au pensii mici, sub 2000 de lei, situația este chiar la, îi duce sub limita sărăciei și, din nefericire, majoritatea zdrobitoare a pensionarilor se încadrează în această categorie. Practic, încă nici nu am văzut foarte bine ce se va întâmpla cu acea promisă compensare a prețului la utilitățile publice la, și la compensarea de la energie electrică. Nimeni nu și știe la gaz. Nimic deocamdată. Nimeni nu știe nimic. Facturile ba au venit, ba n-au venit, mai pentru mult n-au venit. Nici PNL, nici PSD nu au căzut. Bun, acum, deci, comun odată. Legea care a fost făcută, care ar fi trebuit să fie aplicată, a căror norme metodologice au cam întârziat, asta își pun în apărarea lor operatorii de pe piața de energie, a fost făcută de în timpul guvernării PNL. Chiar acum PSD-ul a venit la guvernare și a asumat guvernarea și a constatat că respectiva lege nu este tocmai ok. Și că, și de altfel, mulți au constatat și eu am primit o factură în care, de energie electrică, în care statul îmi compensează la acel consum cu un leu. Da. E, da. Deja. Deci, da, deja mă simt bine și mă simt protejat. Da. Un sfert de cafea. Da, exact. Bun. Mai departe, ce se va întâmpla este greu de văzut, pentru că, ai văzut, sunt din ce în ce mai multe firme care se ocupă cu
partea de distribuție a energiei electrice și a gazelor, bombardează consumatorii cu adrese prin care le aduce la cunoștință faptul că prețul la gaz sau la curent va crește năucitor. Ceea ce mă face să privesc cu groază la ceea ce se va întâmpla după luna martie. Că până în luna martie, pasămite, vom fi protejați. Vom vedea dacă este o realitate sau nu protecția asta asigurată în baza legii date în octombrie, noiembrie. Dar după luna martie, statul n-a mai promis niciun fel de intervenție în sprijinul celor care au probleme și ne vom putea trezi cu niște prețuri năucitoare la energie electrică și la gaz. Da, mergem mai departe pentru a discuta despre ce se întâmplă în țara noastră, în județul nostru, în ceea ce privește coronavirusul, varianta aceasta Omicron. Iată, astăzi joi l-am auzit pe coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Gheorghiță, spunând că avem față de alaltă ieri 6.000 în 1.000 de oameni infectați, practic în 24 de ore, iar la nivelul Europei, domnule Danubianu, 2 milioane în ultimele 24 de ore. Nu prea e de glumă. Vreau să urmărim declarația lui Raed Arafat și să revenim pentru a o comenta. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis noile restricții și măsuri care se vor aplica în contextul valului 5 al pandemiei de COVID-19 din România. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat în cadrul conferinței de presă că companiile riscă să își întrerupă activitatea ca urmare a infectării unui număr mare de angajați dacă nu sunt respectate regulile sanitare. Acesta a explicat astfel articolul care prevede posibilitatea testării săptămânale a angajaților din infrastructurile critice, dar spune că este în interesul tuturor companiilor să se asigure că oamenii nu se îmbolnăvesc de COVID-19. Arafat a mai adăugat că masca de protecție va deveni obligatorie și în aer liber, după ce incidența de COVID-19 trece de 1 la 1000 într-o localitate. Vor mai fi permise doar măștile chirurgicale și cele FFP2, nu și cele textile sau din plastic. În primul rând, hotărârea CNSU care a fost aprobată astăzi prevede unele măsuri, mai ales pe revenim la incidențe, până la 1 la 1000 de data asta, deci incidențele au scăzut, deci avem până la 1 la 1000 și între 1 și 3 la 1000 și după asta peste 3 la 1000. Până la 1 la 1000 rămânem pe măsurile care sunt la acest moment. Însă la modul în care evoluează situația, acest lucru nu va ține mai mult decât câteva zile și vom ajunge peste tot la peste 1 la 1000. Deja evoluția în județe, în localități, arată foarte clar că acest prag va fi trecut foarte rapid la modul în care crește numărul cazurilor. Astfel, aplicarea măștii va fi una obligatorie de la momentul în care se va publica ordinul Ministrului Sănătății și Ministrul Afacerilor Interne, care va fi ordin comun. Și cum a spus domnul ministru, este sau mască medicală simplă, cum este masca chirurgicală, cum o știm noi denumirea ei, sau masca FFP2 în spațiile deschise și în spațiile închise. Normal că în ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului de Interne se vor prevedea unele excepții pentru cei care au activități individuale, sportive, de diferite categorii, care într-adevăr nu pot să porți mască. Dar în rest se va purta mască. Pe stradă se va purta, cu excepția momentului în care ai activități individuale. Asta înseamnă. Înseamnă că la stația de autobuz, la stația de metro, când te duci pe stradă și circulă lângă tine oameni, va fi purtată mască. Adică activitate exemple. Sportivă, adică ești singur în parc, nu ai alți oameni în jurul tău, este activitate sportivă în care ești singur, faci jogging singur în stradă, asta nu porți mască, dar în rest circul, ești în afara, ești cu mască cum este și în altă parte, pentru că, cum v-am zis, contagiozitatea acestei variante este una foarte mare. Și riscul să te contaminezi este foarte ușor la acest moment. Asta explică și numărul foarte mare
al cazurilor care apar. Cele două mă și asta am să întruc cu altă explicație care a fost o interpretare greșită. Deci asta este mască simplă, medicală, chirurgicală, mască care noi le spunem cu trei straturi sau măștile care majoritatea oamenilor le poartă. Și asta este o mască FFP2, care poate fi achiziționată și purtată. Bineînțeles, asta nu e obligatorie și este doar la alegerea persoanei. Oferă un grad de protecție mai înalt. Acum, în hotărâre a apărut o prevedere pentru infrastructura critică. Și această prevedere permite sau dă bază administratorilor structurii critice și infrastructurilor critice, și o să dau unele exemple, să emită niște decizii în interiorul structurilor lor, în care să impună și testare și măști FFP2 în zonele aglomerate. Asta înseamnă birouri cu mai multe persoane, zone în care sunt locuri în care se discută, săli de ședință. Una din infrastructurile critice este centrala nucleară, de exemplu. Nu-și permite centrala nucleară să piardă oamenii în izolare și să rămână fără ingineri și fără personal dacă se infectează mai mulți deodată și dacă trebuie să meargă în izolare chiar și la domiciliu, chiar dacă nu sunt în stare gravă. Una din problemele mari, și asta vreau să înțeleagă și factorul economic, adică operatorii economici, una din lucrurile grave ale acestei variante nu este numai un eventual impact pe sistemul sanitar, este impactul ei pe sectorul economic care deja se vede și se vede în mai multe țări, și anume închide activități economice prin îmbolnăvire în masă a personalului și trimiterea lor la izolare la domiciliu. Dacă colegii într-un birou nu poartă mască și unul este infectat și stau 8 ore împreună fără mască, la sfârșitul zilei sunt toți infectați și s-ar putea ca peste 2 zile toți trimiși la izolare și biroul respectiv s-a închis. Același lucru într-un restaurant, același lucru într-un magazin. Și asta este motivul pentru care pentru infrastructura critică s-a pus o recomandare, iar pentru toți operatorii economici punem recomandarea să respecte cu strictețe regulile de sănătate publică, ca să poată să continue activitatea lor economică în mod corect. Altfel, se vor trezi cu întreruperea activității economice, cu oamenii ajungând acasă la izolare sau chiar la spital. O să luăm întrebările la sfârșit, vă rog. După asta, măsurile de la hotărârea CNSU mai prevăd câteva aspecte. Prevăd reducere la 30% a unor capacități, să zicem, de primire a persoanelor, de exemplu, concerte, cinematografe, etc., dincolo de 1 la 1000, când se crește de la 1 la 1000, și o altă reducere dincolo de 3 la 1000 la alte activități, cum ar fi restaurantele, care vor scădea la 30% capacitate când se ajunge la 3 la 1000, care, din păcate, cred că se va ajunge în scurt timp. Ce înseamnă acest lucru? Pe lângă asta, s-au mai aplicat reguli pentru metri pătrați și distanță între oameni. Sunt mai multe activități care acum obligatoriu trebuie asigurate 4 metri pătrați, pe lângă limita la numărul persoanelor, care au fost difuzate către dumneavoastră și puteți să le preluați de la proiectul de hotărâre care a fost aprobat, dar asta înseamnă nu numai 4 metri pătrați, dar și distanță de 2 metri între persoane. Deci nu e suficient să spun 4 metri pătrați și să stea într-o încăpere de 40 de metri pătrați 10 persoane într-un colț. Va trebui asigurat 2 metri între persoane. Asta se aplică și competițiilor sportive, unde dacă spunem capacitatea stadionului la 30% și distanță 2 metri, se va înțelege că 30% nu înseamnă că punem o peluză supraaglomerată și închidem restul stadionului. Înseamnă că distribuim oamenii în stadion, ca să fie distanță între ei. Deci astea sunt încă parte din măsurile care s-au luat. Bineînțeles, vor fi reanalizate aceste măsuri și poate chiar săptămâna viitoare va mai fi o analiză asupra acestor măsuri și s-ar putea să ajustăm unele dintre ele după mai multe discuții cu colegii noștri. Mai este un aspect care vreau să-l subliniez. Deci asta este referitor la hotărârea CNSU. Cum am zis, ce e până astăzi rămâne până la 1 la 1000. De la 1 la 1000, deja marea majoritate a activităților se reduce la 30%, 4 metri pătrați, la 2 metri distanță între persoane, mai ales la cursuri și la alte acțiuni care înseamnă oameni în spații închise, dar și în spațiile deschise, și
La restaurante, de exemplu, un exemplu, după 3 la 1000 se va scădea la 30% capacitate și, bineînțeles, accesul în aceste zone se face, cum se face și acum, pe certificat, vaccinat, trecut de boală sau testat. Testele care se admit sunt PCR 72 de ore sau test antigen certificat 48 de ore. Deci astea sunt condițiile. Mai e un anunț care vreau să-l fac și certificatul este valabil și la terase. Asta vreau să o subliniez, că de fiecare dată am fost întrebați de terase și mai ales dacă vorbim de terasele și o să revenim, acum suntem în iarnă, faptul că ai pus doi pereți transparenți sau de sticlă nu înseamnă că e terasă, înseamnă că e o încăpere închisă. Deci se tratează ca o încăpere închisă, nu devine terasă numai prin faptul că pereții sunt de sticlă și nu sunt din caramidă sau din alt material. Acum, mai e un anunț care vreau să-l fac și ca să preîntâmpinăm situația. Din păcate, deci am fost anunțați la data de 5 decembrie de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate că achiziția privind testele COVID din salivă pentru școli a fost contestată la CNSC de către una din firmele participante. Asta ne obligă să nu mai semnăm niciun contract până iese prima decizie a primei instanțe. Nu vom aștepta după asta a doua instanță, legea ne permite clar să semnăm după decizia primei instanțe. Dar IGSU-ul care semnează aceste contracte subsecvente pe baza licitației făcută de ONAC nu va putea semna, din păcate, săptămâna asta contractele subsecvente până se pronunță CNSC și sperăm să avem pronunțarea cu celeritate în acest sens. Și atunci vom continua. Sunt oferte, sunt companii care au promis că vor aduce, dar cu contestația, știți foarte bine, sunt niște reguli care nu avem cum să le încălcăm și care va trebui să fie respectate și asta este problema care ne confruntăm cu ea la acest moment pentru această săptămână și poate începutul săptămânii viitoare. În rest, că și probleme de evoluție a pandemiei, vreau să vă spun că situația la acest moment este evidentă că suntem într-o creștere rapidă. Mă uitam la apelurile la 112 care au înregistrat creșteri foarte serioase. Am trecut de 2000 de apeluri pe zi pe plan național. La București deja ne apropiem de 400 de apeluri pe zi în ultimele două zile. Deci asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la modul în care se răspândește această variantă. Oricare persoană lângă noi poate să transmită, poate să fie infectată și din cauza asta purtarea măștii și mai ales vaccinarea cu prima, a doua, a treia doză este foarte importantă. Domnule Danubianu, așadar, în ordine, să spunem, geografică, 2 milioane în 24 de ore, 2 milioane de oameni depistați cu COVID în ultimele 24 de ore, la nivelul României vreo 6.000, spune medicul Gheorghiță, iar la nivelul municipiului Suceava și angajați ai Direcției Județene de Drumuri vaccinați cu 3 doze, 2 dintre ei au ajuns la spital, nu au rămas, au plecat acasă și totuși. Da. Valul 5 este o realitate pentru întreaga Europa și în curând va deveni o realitate și pentru România. România, ai văzut și la valul 4, vine cu o anume defazare de 3-4 săptămâni, poate chiar o lună. Prin urmare, problema care acum se manifestă în statele occidentale se va manifesta plenar la noi undeva la sfârșitul lui ianuarie. Deja însă, numărul creșterea a devenit galopantă și a început să se manifeste cu comunități care intră direct în roșu, că am avut și în județul nostru un minunat caz. Bun, ce se întâmplă? În România nu putem să ne pronunțăm deocamdată dacă varianta Omicron a devenit dominantă sau nu, pentru simplu fapt că în România se fac foarte puține secvențiere a genomului și nu se știe exact ce și cum. Cert este că
au fost depistate deja din aceste analize de laborator un număr de cazuri care spun limpede că vom asista la avem deja o transmitere comunitară a variantei Omicron. Acum ce avem? Avem o coexistență a sfârșitul valului Delta și începutul lui Omicron. Acum, de ce trebuie să fim cu foarte îngrijorați în legătură cu ce se va întâmpla în România? Din două motive. Pe de o parte că în România nu avem un sistem medical pus la punct așa cum este în Occident. Și asta s-a văzut cel mai bine în valul 4. Pe de altă parte, nu există încă la dispoziție acele medicamente antivirale care, administrate formelor ușoare, dar foarte numeroase, pot să oprească o evoluție nefirească. Deci ne așteptăm ca în perioada următoare, Omicron fiind mult mai agresiv, să avem din nou o aglomerare peste măsură a spitalelor pe partea de primire urgență, acolo unde se producea nebunia dintotdeauna, și din păcate vom avea și destul de multe cazuri care vor ajunge să aibă nevoie de asistare, de internare, asistare respiratorie, chiar intubare, și vom avea în consecință și din nou un număr mare de decese. Ce se întâmplă în județul Suceava este de-a dreptul îngrijorător, pentru că pe de-o parte am avut o afluență masivă în perioada sărbătorilor a celor veniți, plecați la muncă afară, reveniți acasă de sărbători. Pe de altă parte avem un grad foarte scăzut de vaccinare, cel mai scăzut din țară, chiar spunea domnul Gheorghiță. Din Europa. Și din Europa. Poate mă fi niște bulgăroi pe undeva, pe la Plovdiv sau așa. Deci, ce s-a întâmplat? Avem așa, în județul Suceava sunt 30% vaccinați. Celelalte județe sunt între 50 și 60% și 5 județe, inclusiv municipiul București, sunt peste 60%. Ori, asta, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, unde deja există o experiență pe valul 5 în Occident, acolo s-a constatat că deși și cei vaccinați pot să facă boala, o fac în mai mică măsură, pe de o parte, pe de altă parte, nu dezvoltă forme grave. Da. Mai, și consecința este, nu ajung la nu AT, ajung, nu ajung rămân la, AT, la nu terapie ajung. Intensivă, da. Și nu dau peste cap un sistem în exact. Care oricum nu este pregătit. Pentru că la noi, ajungând mulți să fie internați, automat se transformă secții, se reorientează numărul de paturi pe paturi COVID, da. Și lovitura e și mai mare, pentru că ceilalți pacienți foarte mulți cu alte afecțiuni nu mai pot să fie tratați acolo, ci sunt trimiși în altă parte. Dacă se mai duc. Și dacă cum se mai duc. Stați puțin, stați un pic, mă iertați, trebuie să fac o paranteză exact în același punct. Suntem cu un telespectator care a sunat undeva aseară pe la vreo 10, disperat că o rudă i-a fost transferată de la Siret la Rădăuți. Exact asta se întâmplă. Păi da, ca să înțeleagă lumea foarte bine ce urmează, că de fapt și de drept vorbim despre începuturile manifestării plenare ale valului 5 în județul Suceava, iar tehnica medicală este limitată la noi în județ. Personalul medical nu este unul dintre cel mai foarte bine pregătite pentru val, că nu suntem pregătiți. Categoric, hai să fim și obiectivi. Chiar dacă atunci când trece valul îi decretăm eroi. Și că de fapt ar trebui că, da, și le dăm și merite, da. Să ne pregătim pentru sărbătorile pascale care nu vor semăna cu sărbătorile de iarnă. Bun, acum potrivit aici, cifrelor care, aici, pe care le așteptăm din Europa încoace. Este o mare scăpare din punctul meu de vedere, care vine din partea autorității. Se numește zădărnicire de boli. Este pentru în codul penal. Se știa foarte bine că va veni valul 5. Se știa foarte bine că nu suntem pregătiți și s-a lăsat, au fost restricții, în toată Europa au fost restricții serioase, la noi nu au fost restricții. Au fost un Crăciun cu tot ce trebuie, a fost un Revelion cu tot ce trebuie, cu sute de oameni prin restaurante. Am avut și festivaluri de-astea la care se adunau cu mii de gură cască, care, poate e frumos, dar ce dansau capra și ursul acum un an, va dansa și anul viitor.
Anul ăsta azi ce ziceți? Putem să nu ne uităm. Dar de Bobotează ce ziceți? Da, aici deja ne-am obișnuit. Aici ne-am obișnuit cu chestia asta, ne-am obișnuit. Deci, cum să spun, autoritățile, deci nu au reușit să facă nimic. Știau că va veni valul 4, nu au reușit să cadă de acord asupra aplicării, asupra formei legii certificatului verde de COVID, n-au reușit să asigure, ceea ce era foarte important, numărul de teste necesar pentru școală. O să vorbim și despre treaba asta. Practic n-am făcut absolut nimic, am lăsat garda jos, am lăsat poporul să se distreze și... Uh-huh. Și asta mă lipsească în voie. Și asta vine de la faptul că, din nefericire, oamenii noștri politici stau și se uită mai mult la sondaje decât la realitate. Exact. Se uită să gândesc, bă, stai puțin, deci poporul ăsta minunat nu crede că acest COVID e atât de rău, nu crede că e nevoie să se vaccineze, nu crede că așa, că asta este majoritatea, cam pe acolo se află. Și atunci, dacă venim noi și punem restricții, ne ridicăm în cap. Dacă ei, chestiunea asta se întâmplă nu numai, asta e un caz particular, se întâmplă în orice treabă. Deci nu vin să facă reforme cu adevărat, pentru că ar deranja un număr mare de persoane care au drept de vot. Da? Dacă nu reformează sistemul bugetar, că avem 1.200.000, că nu vor să deranjeze votanții bugetari. O bună parte din ei chiar propria lor clientelă, că știm noi cum se fac angajările prin toate instituțiile astea. Nu vor să deranjeze și atunci ce lasă-i, mă, vor să chiuie, să se distreze, lasă-i că așa. Dacă deci, practic, întâmplă... am intrat cu barba în sus, ceea ce mă uluiește pe mine, că ai văzut, practic, în materialul video, s-au prezentat măsurile pe care le-a propus CNSU către guvern și guvernul și le-a însușit prin acea anexă la hotărârea de guvern care prelungea starea de alertă cu încă o lună, da? Și pasămite înăsprea anumite măsuri care erau conținute și înainte, da? Ei bine, acum din capul locului, în clipa în care ai anexa cu aceste măsuri, care la format Times New Roman înseamnă 13 pagini, care conțin 85 de puncte, care se aplică din clipa în care a apărut în monitor oficial, este limpede că și cei mai binevoitori nu le vor citi, dar minte să ia cunoștință asupra lor și să le și aplice. Deci, efectiv, este aberant ce se întâmplă, deci e din seria aia, că a început la Revoluție, fă-te că lucrezi, da? Deci la normative suntem foarte buni, da? Că dacă e de la atât la atât, că dacă e de la atât la atât, atunci facem aia, facem aia altă, da? Pe mine mă amuză, efectiv, povestea asta cu măștile care trebuie să fie măști chirurgicale, medicale, de fapt, cunoscute pe ăla ca și așa, și fie măști de la FPP2 protecție în sus. Ei, stai, doamne, puțin. Deci, dacă ne uităm la concetățenii noștri care poartă mască, vedem că marea majoritate au aceeași mască de la începutul pandemiei, știi? Că te și îngrozești când vezi cât e de obosită, știi? Și ce credem că oamenii ăștia o să se ducă și o să-și achiziționeze măștile astea care sunt ceva mai scumpe, da? Pe de altă parte, pentru persoanele astea care au nevoie de sprijin, nu prea s-au mai dat măști ca să aibă măști să schimbe. Iar dacă citești cum folosește, cum trebuie FPP2-ul, constați că trebuie minim 2 măști pe zi dacă ieși din casă, știi? Și acum, fiind și partea cu umezeala și cu frigul, cu asta, ele, că dacă s-au umezit, trebuie să o schimbe. Trebuie schimbate. Deci, practic, vorbim despre normele, la se bat câmpii cu grație. Pentru că acele norme nu se spune, știi exact, cine le va cunoaște și cine va verifica aplicativitatea lor. Că hai să fim serioși. Hai să nu uităm, a fost restricția asta cu accesul în restaurante, doar pe bază de certificat verde COVID sau, mă rog, toată și tot șirul de acolo, practic n-a fost niciodată verificat. Că chiar de obicei te întreabă, aveți? Și spui, da, avem. Și chiar dacă unul mai cere să-l citească, el nu te poate identifica că n-are voie.
La fel se întâmplă și în marile, în marile magazine, da? Unde se intre, te verifică. Dar ce folos că da, te verifică și îi dă ca acel cod. Ăla nu e ID, ăla e un desen. E un desen. Și că ăla, ăla este certificat de sistem. Când vezi niște băieți dintre ăștia așa, păi da, nu, da, nu, până nu au nicio autoritate să ne verifice, da, ID-ul, dar le arăți niște pătrățele frumos într-un și lasă, uite, și că da, păi, da, poftim. Nu, da, îți dai seama că eu până la urmă pe telefonul mobil pot să-ți transfer de la unul altul un fișier. Da, deci eu dacă îți trimit... Dar eu pot să fac cu același desen, că ăștia nu sunt adrese de patru. Deci aplicația aia știe, aplicația aia vine, țac, și spune, da, extrem, este valid sau nu-i valid. Dar nu poate să dă seama dacă apare acolo că personajul e femeie, dar acum, și tu ești bărbat, dar acum se poate declara cum vrei, nu? Singurul loc credibil unde a fost aplicată treaba asta, da, foarte credibil, la primăria Suceava. Foarte corect. Deci acolo, da. Da, foarte corect. Ba nu. Și în primăria din Vatra Dornei. Deci pe bune, oamenii aia scanau, vedeau, verificau, da, dumneavoastră... Dar cine acum vedea? Zice, se va insista pe acei 4 metri pătrați, dacă e pe 303 la metri... La ce? La mascați? Da. La mascați sau la bobotează? Da, da, păi ai văzut, de ce să mai vorbim? Deci autoritățile județene, Consiliul Județean, ce zice, bă, trebuie să dăm poporului circ, da, să-i dăm, și-au venit circarii chiar așa. Și s-au adunat acolo și au și mulțumit și, și programul Crăciun în Bucovina a mers mai departe programul prin chestia cercarii, asta. Știți cum e? Programul cu cercarii, cu măștile, da, măștile tradiționale, era unul cel mai ferit de COVID, pentru că odată oamenii ăștia au luat câte o șpârlă în cap înainte de a începe să danseze. Da, au făcut o dezinfecție. Păi, de altă parte, aveau și ceva protecție câtă vreme purtau mascările alea pe față. Da, dar publicul, mă referam la publicul, că publicul, exact, ai văzut că stătea acolo, nu avea niciun fel de treabă. Deci publicul nu avea niciun fel de treabă. Și acum, iar în perspectiva, înăsprigii situației, pentru că pus și Raed Arafat, nu trebuie să fie Raed Arafat, ca să dai seama că până la sfârșitul lunii, practic, ușor sărim peste 3 la 1000 incidența în 14 zile. E foarte clar că deja, urmărind rata de pozitivare în testele care se fac și evoluția numărului de la o zi la alta, îți dai seama că ăsta este trendul. Bacău și Rădăuți stau foarte prost. Da, Rădăuțiu și-a luat-o înainte. Vine, dar acum... Ai văzut că nici Ipoteștiul nu ne-a făcut de râs. Sunt... De regulă, bazinele astea care au foarte multă ancoră în Occident, cu oameni care, da, se uită... Da, ei au circulat, îți dai seama că au venit acasă, este ok. Au venit, însă sigur că venind acolo, fiind în plin val 5, da, ai văzut câte... Au fugit de valul ăla... Da, poate că când au venit, au de bună credință, nu știau că... erau în perioada în care virusul își făcea loc în organismul lor. Deci asta, da, e. Acum, ce să mai spun? Cine vrea să se amuze, să citească cele 13 pagini cu cele 85 de puncte din anexa guvernului și... Sau, părerea mea e să se spere pe mâini și să poarte mască. Da. Asta și să se vaccineze. Asta cu vaccinul este importantă. De până la urmă și-au dat seama asupra gafei de comunicare făcută de, în principal, de clasa politică, că ea a monopolizat comunicarea pe linia COVID-ului. Da, începând cu acel grup de comunicare strategică. Ei deștepți, ei nu pot fi comentați. Exact. Și s-a spus eronat că dacă ești vaccinat nu pățești nimic și nici nu transmiți. Nu este așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar asta prin apariția în multor cazuri, e drept în proporție mai mică decât la nevaccinați, a avut un efect de bumerang, pentru că lumea, în loc să se ducă să se vaccineze, nu s-a mai vaccinat, au fost alimentate și acele teorii conspiraționiste la care poporul român a arătat întotdeauna că este foarte... Da, aici o discuție extrem de lungă, însă trebuie să spun că ne-au condimentat existența cei de la CNA cu foarte multe lucruri la modul atenție, de unde vă informați, dar mediul online era varză total. Și noi ne chinuiam aici a dat lovitura cu grupul de comunicare strategică, cu Aiurel, cu vai de mine. A avut rolul lui că a jucat datele. Bun, ca să se poată face alegeri ne când s-a dorit tot să se facă alegeri aici în parlamentare, după să se facă alegeri în partidul de la guvernare.
când s-a dorit, că acolo erau mai mult, dacă te uiți, oameni care au terminat SNSPA, comunicare, mai puțin dar decât... în mediul online erau tot fel de teorii pe online, care vorbeați. În mediul online zdrobitori, antivaxeri și cei cu teoriile conspiraționiste au... Da. Acum vom plăti acest tribut pentru că un număr mare de nevaccinați va conduce la un număr mai mare de oameni care necesită spitalizare și un număr mai mare de decese. De altfel, lucrul ăsta s-a văzut dacă la nivelul mapamondului este undeva 1,2% dintre cei care s-au infectat mor. În România sunt peste 3%, iar în Suceava pe valul 4 a fost 6%. Asta spune foarte mult. Da. Dar degeaba o logică atât de simplă și elementară va fi contestată categoric de unul și de altul care va spune stai bă, că ea de fapt nu erau morți. Auziți, că i-a numărat pe toți așa și toate poveștile alea care le-ai în fine. Bun, subiectul al treilea, domnule Danucianu, taxele rămâne schimbate în municipiul Suceava. Haideți să urmărim videoul și ne întoarcem. Cetățenii municipiului Suceava pot plăti taxele și impozitele locale pentru 2020 începând de luni 10 ianuarie, a anunțat primarul Ion Lungu în prima sa conferință de presă din acest an. Plata se poate face la ghișeele primăriei cu respectarea regulilor de distanțare cu cardul pe platforma ghișeul.ro, prin internet banking sau prin poștă. Taxele și impozitele locale sunt la același nivel cu cele de anul trecut, potrivit edilului. În altă ordine de idei, vreau să vă anunț că începând cu data de luni 10 ianuarie se vor putea face plățile la impozitele și taxe locale la primărie. Mai văzut și aici comentarii că, mă rog, localități mai mici, orășele mai mici deja au făcut plățile. Știu de multe ori tot spun și consilierii și cărcotași și domnule să fim și noi ca Oradea, ca Cluj. Oradea începe plățile pe data de 13 ianuarie, atunci când noi începem pe 10. Când sunt mai mulți, mă rog, mai multe roluri, sunt făcute aceste, mă rog, sincronizări în contabilitate între partea tehnică de calcul și rolurile respective. Deci, ca să continuăm, plățile și impozitele locale se pot plăti la primăria municipiului Suceava începând cu data de luni, 10 ianuarie, în numerar la ghișeele de lucru cu publicul și rog cei care vin să păstreze regulile privind pandemia, purtatul măștii obligatoriu, păstrarea distanței, sigur vom avea oameni care vor face ordine acolo. Cu cardul pe internet de terminalul tip POS, instalat la ghișeu, cu card pe internet pe platforma www.ghiseu.ro, prin internet banking și prin ordine de plată sau prin mandat poștal. Și în această perioadă se încașează, sigur, taxe și impozite locale, taxe de anunț care, să mă rog, taxele juridice, nu cele proprietate, juridice, pentru eliberarea certificatelor fiscale, pentru eliberarea de vize și așa mai departe, și în această perioadă se încasează. Așa cum se cunoaște, în fiecare an, pentru plata în avans, pentru că sunt două tranșe de plata acestor taxe și impozite locale, pe 31 martie sau până la 31 martie și pe 30 septembrie, la toate tipurile de proprietăți, clădiri, teren, mijloace de transport, indiferent de la persoane fizice sau persoane juridice, de cei care vor achita până la data de 31 martie vor beneficia și în acest an de o bonificație de 10%. Așadar, așteptăm să revenim ca începând cu data de 10 ianuarie să poată plăti, să plătească taxe și impozite locale. Domnule Danubianu, o veste bună până la urmă toată pentru veniturile destul de mici ale cele mai mari părți din populație. Da, acum se întâmplă aici un lucru, pentru că taxe și impozite locale mici înseamnă și un buget mai mic la primărie. Așa este. Deci, practic, să-i spunem neschimbate, poate. Practic, și în condițiile în care gradul de încasare e pe la 60% și ceva, ne aflăm într-o situație nu foarte fericită. Firesc era, dar vezi că asta e tot electoral. Nu o să fie nicio primărie care să-și mărească taxele. Au mai făcut ea prin București, au mărit, dar nu ori niște locurile de parcare s-au scumpit. În rest le-au lăsat tot acolo. Și după aia se plâng că n-au bani și stau cu mâna întinsă la bugetul local. E clar că perspectiva va fi creșterea acestor taxe
locale peste tot și sigur că cei care au multe proprietăți și mai mari vor da mai mult și asta este normal. Să dea. Bun, acum, legat de ce se va întâmpla la Suceava, sigur că avem binecunoscutele modalități, adică așa cum merge pensionarul săracul să înghesuie numerar la ghișeu, card la ghișeu, măcar nu umbli cu cheșul după tine, dar sunt încă foarte puțini aceia care folosesc mijloacele electronice, care de bine de rău acum funcționează. Eu anul trecut am reușit să plătesc prin ghișeu.ro liniștit și sigur sunt celelalte prin OP cu poșta, dar mă rog, astea sunt mai complicate. Dar oricum o anumită nemulțumire este dacă anii trecuți, pe data de 4-5, aveam în toată presa locală poza cum domnul Lungu a plătit la 7-5-7, deși programul începea la 8, acum trebuie să așteptăm acest moment fericit pentru data de 10 ianuarie când se deschid ghișeele pentru încasarea plății. Săptămâna viitoare. Tot observ un lucru acolo că domnul Lungu este din ce în ce mai deranjat de obsesiva comparație cu o comunitate, cea de la Oradea, care chiar a făcut pași foarte mari. Și acum a spus, de data asta nu mai este așa, cârcotașilor. Oradea abia pe data de 13 va începe încasarea. Mai rămâne și Oradea în urma noastră. I-am depășit aici. Da? Problema ar fi fost la reducerea numărul ăla imens de funcționari din primărie. Da? Nu se știe. Mă rog, asta era principala, pe lângă alte care la Oradea s-au făcut și aici nu s-au făcut. Bun, ne așteptăm să asistăm la o înghesuială la ghișeu acolo, pentru că deși obținerea acelui bonus de 10% care se dă dacă plătești până acea bonificație care se dă dacă plătești până la 31 martie, toți vor să fie siguri de ea și se duc și o fac din primele zile. Da, următorul subiect este cel referitor la prioritățile municipiului Suceava. 7 minute de declarații făcute de primarul municipiului Suceava. Iată-le și revenim pentru a le comenta. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat în prima sa conferință de presă din acest an, susținută în sistem online, prioritățile primăriei municipiului Suceava din anul 2022. Printre acestea se enumără gestionarea pandemiei și campania de vaccinare, aprobarea bugetului în anul 2022, finalizarea proiectului transport public integrat ecologic, finalizarea lucrărilor de încălzire la bazar sau depunerea proiectului zonei de agrement Parc Șipote. În principale priorități ale primăriei municipiului Suceava în anul 2022. Am un număr aici de 40 de priorități, sigur că sunt mult mai multe, dar sunt principale priorități. Gestionarea pandemiei și campanii de vaccinare, am vorbit, rămâne în continuare primul punct pe ordinea de zi. Aprobare și buget de anul 2022, lucrăm la fundamentarea lui. Finalizare proiect transport public integrat ecologic. Sigur că mai avem problema cea mai delicată cu cele 15 autobuze care trebuie să vină de la firma Solaris în luna septembrie și vom termina acest proiect important. Finalizarea centrului multifuncțional Ițcani, sede primăriei. În primăvară vom termina acest centru multifuncțional la Ițcani, sede primăriei de acolo. Finalizarea grădinței centru, la fel vom face dotările și în această primăvară va fi pus în funcțiune. Finalizarea proiect Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, unde se lucrează destul de bine. Demarare proiect reabilitare Curtea Domnească. Modernizare stadion Ițcani pe fonduri europene cu străzile aferente. Demarare proiect Corp Clădire Nou, Colegiul Național Petru Rareș. Depunere proiect reabilitare rețelei termice pe programul de dezvoltare durabilă la Ministerul Energiei. Depunere proiect pe Planul Național Redresaj Reziliență Transport Metropolitan. Depunere proiectului care este pe lista de rezervă azi, o să vedem pe PNRR sau pe POR, echipamente electronice pentru unități de învățământ prin universitate de stat la care suntem câștigători, dar nu am semnat contractul. Depunere proiect zona de agrement Parc Șipote. Depunere proiect zona de agrement Parc Zamca. Demarare proiect roata panoramică în zona cetății de scaun. Depunere proiect aquapark. Depunere proiect parc fotovoltaic. Aprobarea documentației SIDU ZUF 2021-2027. Depunere proiecte. Sigur, aici avem multe proiecte la școli, pe reabilitare energetică, la toate școlile gimnaziale din municipiul Suceava, la fel săl de sport. Finalizare ruta alternativă Suceava-Botoșani, strada Apeductului.
aprobare ruta alternativă Suceava-Botoșani, PNI Angel Salini și, sigur, în măsura în care va fi aprobat și de demararea procedurii de licitație. De Doamne, putem să începem în acest an. Modernizare străzi. Deci, la fel, străzi modernizate din Suceava rămân o prioritate și în acest an. Și, în primul rând, strada Dobrilă, Eugen din Burdujeni, în sata acolo unde am terminat canalizarea și știu că sunt multe discuții acolo pe stradă. Este noroi, asta este realitatea. S-a făcut aceste lucruri de canalizare, mai punem balastru, dar îi asigur pe cetățeni de strada Dobrilă, Eugen, că în acest an și celelalte străzi Făgetului și Molidului vor fi asfaltate. Discutăm de un, și la fel un pod nou pe strada Mirăuț. Vis-a-vis de Carpați, acolo este un pod îngust, vom face un pod nou, cum e făcut alături de el, podul pentru ruta alternativă, vom face banii primăriei. Finalizare lucrări piața George Enescu, finalizare lucrări încălzirii bazar, demarare lucrării sala polivalentă, Compania Națională de Investiții, sigur sperăm că acum la începutul anului să se definitiveze licitația și să putem efectiv să încheie contractul, să demarăm lucrările. Demarare lucrării la baza sportivă tipul un teren fotbal, la CNI, care am anunțat la sfârșitul anului că a fost desemnat câștigătorul. Aprobare construirii stadion nou CNI. Am văzut foarte multe comentarii răutăcioase, deci ca să înțelegem foarte bine, acest teren în bază de sportivă nu este un teren de antrenament. El vine lângă stadionul nou pe care vrem să-l facem tot prin CNI. Deci acel complex sportiv cuprinde sala polivalentă, stadion nou, acest stadion de antrenament și acvaparcul. Deci am văzut multe comentarii răutăcioase că ce stadion ăsta sau 500 de locuri este un stadion de antrenament, un teren de antrenament. În continuare rămâne în vigoare, suntem felicitați în teză la CNI și voi avea discuții acolo, merg săptămâna viitoare la București din nou, să obținem aprobare pentru stadion nou. Deci, repet, pentru ultima dată, ca să nu mai ne facem confundăm. Acest teren în bază sportivă tip 1 este un teren de antrenament care vine amplasat lângă nou stadion. Finalizare lucrării la grădinița colegiului Mihai Eminescu din la Colegiul Național Mihai Eminescu. Finalizare lucrării la grădinița cartierului Ițcani. Demarare lucrării la sala de sport la școala gimnazială numărul 10. Acolo a fost solicitații, a fost contestații, s-a definitivat, s-a încheiat contractul, deci vor demara lucrările la sala de sport la școala gimnazială numărul 10 pe banii primăriei. Finalizare lucrării extindere gaz metan Burdujeni sat. Finalizare lucrării strand municipal, care merg destul de bine lucrările acolo și sperăm în acest an să le apropiem. Consolidare maluri, zona agrement Suceava. Căutăm soluția acolo împreună cu Apele Românii, cu Ministerul Mediului, să putem face o consolidare, deși proiectul nu ne cere, dar așa este corect și din punct de vedere estetic și din punct de vedere al protecției la inundații, să facem această consolidare de maluri. Finalizare lucrări cartier Europa. Am finalizat anul trecut energia electrică, datorită contestațiilor de acolo, am semnat la sfârșitul anului contractul pentru străzi și parcări. Deci se vor demara lucrările în acest an, vom termina cartierul Europa. Demarare lucrări parcări supraterane, Ștefan Tomșa, în primării Opcini, în zona Piața Mare. Sigur că ele sunt în diverse faze documentației, și puzul, și studii de fezabilitate. Sperăm să putem să aprobăm din ele și chiar să demarăm lucrările în acest an. Noi ne dorim să le facem fonduri europene, dar măcar să putem depune documentații, le putem pregăti și în măsura în care suntem pregătiți să le vom depune pentru finanțare. Depunem documentație grădiniță nouă în Opcini și școala generală numărul 1. Acolo ne vin într-o parte și alta dărâmate garaje. Și sigur că vom pune în aplicare ceea ce am stabilit în Consiliul Local. Demarare lucrări Creșa Burdujeni. Este scoasă la licitație creșa din Burdujeni din dealul mănăstirii. Avem în aprobare altă creșă în zona cetății. Reabilitare termică blocuri nerezidențiale. Avem un număr de 500 de apartamente care le avem aprobat încă de anul trecut, cu fil de buget pe anul ăsta vom demara lucrările. Reabilitare stației de încărcare pe Agenția Fondului de Mediu. Canalizație cabluri, un proiect la care, așa cum am spus, lucrăm acum împreună cu cei la patrimoniu, la servicii de specialitate, să găsim o nouă soluție, să modificăm caietul de sarcini, să putem să ajudice această lucrare importantă. Și, în ultimul rând, destul de importantă, din punctul meu de vedere, realizarea strategiei de turism. Acea organizație de management a destinațiilor din municipiul Suceava și sunt convins că vom putea face în acest an această strategie și cred în activitatea de turism în municipiul Suceava, mai ales după ce vom pune în funcțiune cele 4 zone de agrement care sunt în faza de proiect, unele din ele sunt executate. Da,
Este 40 la număr, domnule Danubianu, de priorități pentru municipiul Suceava, nu cred că doar pentru 2022, dar e bine de pus curinuță de la capăt de la început de an. Da, domnul Lungu le-a citit pe toate, nu mai o să le repetăm. Nu. Nu? Nu. E regulă, sunt citite toate și sunt spuse. Sunt citite cu dicția excepțională a domnului Lungu. Acum, ce se întâmplă? Că titlul ăla cu Șereza nu e întâmplător. Avem 40, dar asta cu 40 n-a fost foarte inspirat, pentru că te gândești la Alibaba și cei 40 de host, nu te gândești la Lungu și cele 40 de priorități ale municipiului. Bun, sigur că așa se lucrează temeinic, când pornești la drum, spui care sunt prioritățile. Și dacă primele două, aia cu gestionarea pandemiei, campania de vaccinare și aprobarea bugetului pe 2022, chiar sunt priorități, foarte clar, celelalte vezi că până la 40 ai parte de, așa, de 8 demarări de proiecte, 7 depuneri de proiecte și 12 finalizări de proiecte. Nu știu dacă vor fi cu final fericit sau nu. Știu? Acum... Evaluăm de 12 ori câte e 12, știți? Dacă ne uităm și ne uităm, vedem că astea sunt o serie întreagă de probleme pe care domnul Lungu le mută din an în an. Deci sunt tot felul de povești care le auzim de mult timp și n-au apucat să fie concretizate. Dar de bine că sunt multe, știi? Dacă ne uităm la execuția bugetară de anul trecut, pe investiții a fost de 30%. Deci a fost subțirică, știi? Ceea ce îmi strânește mie o vie satisfacție este faptul că la poziția 15 avem ceea ce așteaptă tot poporul, depunere proiect roata panoramică. Deci asta este. Dacă va intra cu ceva în istorie... Și stadion avem? Oh, da, avem stadionul ăla și care... Sala? Deci e normal. Normal. Acum, ce se întâmplă? Bine că la stadion s-a revenit și a spus, da, domnule, ăla nu e tocmai un stadion, că este un stadion de antrenament. Stadionul adevărat urmează. Deci după Maracana ce vom face... Maracana cea mare... Da, cum? Deci îți dai seama că așa, acum s-a mers mai departe. Nu numai că se face un stadion lângă încă presupusul sală polivalentă și acest stadion de antrenament, care în fine nu mai este stadionul UEFA, știi, ci este stadion de antrenament, urmează, spune aici, depunere proiect aquapark și depunere, îți dai seama, și depunere proiect stadion. Deci acolo închide ochii și vei vedea un aquapark, așa cum trebuie. Știți, auziți, și un trebuie stadion. În iarna bobocilor era acolo, dar ce ar fi să ne facem noi niște sere? Aici ardei, acolo roșii, acolo vinete. Lungu, exact la fel este. Și în partea cealaltă avem crescătorie de porcine, da, de oricum, ovine. Ai văzut că... Și să te ții bine, calta, boș, cărnați, tobă și mezelul, uite așale de până pe toate, dragul Danu Matei, cum are mărul. Da, unde sapă locul, sare din pământ norocul, așa e și la primăria din Suceava, da? Pepenica, nu știu ce și așa, da. Era bună și poezia aia din perioada prolet-cultistă. Bun, acum, sigur că este foarte frumos, de fapt este o enumerare aici de bune intenții, nici de cum de priorități, că... Așa, la chestiunile câteva de priorități, te duci nu pe 40, care presupune că ai 1000 de proiecte și te alegi 40, de? Și multe dintre ele sunt niște povești aici, care nu mai are, l-a citit domnul Lungu și da, oricine putem merge seama. Mai departe. Putem merge mai departe, că na, oricum, anul viitor, ar fi interesant să urmărim an de an... ca să vedem cum acestea au trecut din prioritate în prioritate până s-au stins. Putem vedea care este prioritatea primarului Ion Lungu la debut de an 2021 și comparăm cu prioritatea la debut de an 2022 și comparăm cu și bilanțul vedea, la final de an și la final de mandat. Da. Și e ușor. Da, dă bine. Să vin fața voi ceva e popor. Uite, eu așa pregătesc bugetul acum.
la sfârșitul lunii. Că s-ar putea să fie ceva mai rapid decât anul trecut, adică în 2021. Da, pe 2021 a fost de-a dreptul jenant, că au frecat-o până în aprilie rău. Până în aprilie rău. Bun, permis cu minim 10 clase la volanul mașinii personale. Vreau să urmărim materialul, un video de aproape un minut și ceva. Și îmi doresc foarte tare să-l comentăm, pentru că era și cazul până la urmă, tată. Greu, dar până la urmă s-au mișcat și asta e bine. Haideți să vedem materialul. De la 1 ianuarie, potrivit noilor prevederi din codul rutier 2022 ce au intrat în vigoare, este interzisă obținerea permisului de conducere pentru cei care nu au terminate cel puțin 10 clase. Aceste modificări au avut loc ca urmare a unor acte de corupție din anii trecuți. În acest context, s-a propus un proiect de lege. Tot noul cod rutier 2022 mai prevede și o nouă plafonare a punctului de amendă pentru anul care tocmai a început. Măsura este aplicabilă de la 1 ianuarie 2022, conform deciziei Guvernului de la finele anului 2021. Da, am revenit. Da. A trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat, să fie devolată acea corupție de nedescris în obținerea carnetului de conducere, pentru ca încet să se facă, să se impună niște condiții. Dacă te gândești la această condiție de a avea 10 clase absolvite pentru a putea să încerci să primești permisul auto, este o condiție minimă și nu este deloc discriminatorie, pentru că, în ultimă instanță, învățământul obligatoriu în România e de 10 clase, nu? Însă s-a constatat că mulți erau din aia care, bun, că avem analfabeți și cu 10, Parlamentul României. Exact, și cu 10 clase. Dar cât de cât se va face o anume triere, că asta este situația, nu se putea altfel. Oricum, în domeniul ăsta este foarte mult de făcut. Drumurile publice au devenit o adevărată junglă. Bun, acum, pe măsură ce s-a înăsprit obținerea carnetului, ne confruntăm cu acele infracțiuni cumplite de conducere fără carnet. Și am avut foarte multe cazuri și accidente și oricum, deci pe lângă ăia care au luat carnetul cum l-au luat și conduc catastrofal, apare ăștia care nici nu au luat carnetul. Ceva trebuie făcut și altceva nu se poate face decât o mai mare implicare a poliției rutiere în partea preventivă, în partea de control și de amendare. Asta este realitatea. Nu este mare lucru să gândești un sistem cu camere care să observe pe anumite tronsoane cu probleme, cum se fac depășirile aiurea și așa mai departe. Că altcumva degeaba sun la un, altă doi. Parte, mă tem că nici profesorași ăștia, instructori ăștia auto, nu sunt toți foarte bine pregătiți. Adică mulți dintre ei nicio legătură cu tactul pedagogic și psihologic pe oameni, n-au nicio treabă. Doi, lipsa de examinatori auto, că sistemul nu prea are, că nu ia, mai are, că aia care a avut, baia suspendat, baia pensionat, baia dracu să ia, până la urmă toată oamenii au nevoie de permis pentru că mașina nu mai e de mult un lux. Și dacă înțelege până și poliția treaba asta, n-ar fi rău până la urmă toată, doar că, știți bine, ca la examen. Hai de mai multe ori la examen să dai, că poate până la urmă să leagă ceva de tine. Nu se poate exact. Ca la Brăila păi cu mașina. Nu, că asta ar fi fost problema, aia. Da. O nebunie. Problema este că mulți dintre cei care au ajuns să ia carnet nu trebuiau să treacă de testul psihologic. Absolut corect. Așa. Al doilea, nu trebuiau să treacă de instructor, că totuși instructorul, în momentul în care îi face dosarul și îl trimite la examen, el își asumă că respectivul se presupune că are și-a însușit cunoștințele și are calitățile necesare pentru a conduce corect și legal un autoturism. E, că asta fiind o afacere, dă înainte cu succes. Corect. Bun, e trist. Oricum să sperăm că lucrul ăsta, măcar din capul locului, elimină o categorie de cei care nu s-au obosit să-și termine școala
perioada de școală obligatorie, dar care înainte, cu înarmați cu căști în urechi, cu veste din ele. Nu știu asta, stă grămadă de daltoniști la volan. Stă grămadă de oameni care sunt mulți care nu funcționează nici acel sistem în momentul în care că se mai întâmplă și asta la bătrânețe, ai probleme neurologice în mod obișnuit, în mod normal, cele carnete, deci medicul care ți-a constatat boala, ar fi trebuit să facă și demersul pentru a-ți se suspenda dreptul de a conduce, că ești un pericol, chiar ești bolnav, dar aia nu înseamnă că poți să conduci în continuare. Da, da, vreau să vorbim puțin și despre coaliția PNL, PSD, o coaliție care se pare că va rezista anul acesta. Nimic nu-i bătut în cuie, dar până la urmă toată e posibil să îi prinde 2023 împreună. Da, dar părerea mea este că 2023, dar nu toamna, 2023 primăvară. De altfel, a fost un interviu dat de domnul Ciolacu, în care fusese întrebat că vai, ce se va întâmpla la acea rocadă, dacă nu așa. Păi, o să înceapă să-și dea ciocane. Da. Bun, ei au început de pe acum să se tamponeze destul de puternic. Împărțeala posturilor a mers foarte încet și pentru câtva e de înțeles, că îți dai seama că PNL-ul trebuia să-și amputeze din degete, degețele și așa mai departe, pentru a respecta proporția la guvernare, proporția la noua proporție din majoritatea parlamentară. S-au creionat deja două probleme majore asupra cărora nu au reușit să ajungă la înțelegere pe calea amiabilă. Și astea sunt foarte grave. Unul este cel legat de chestia cu pandemia, de certificatul de COVID verde. Nu, e clar că n-au căzut la înțelegere aici. Și cel de-a doua apărut recent este în legătură cu acea mult trâmbițată lege de compensare a creșterii de prețuri la curent electric și la gaz. Sunt două aspecte în care e limpede că nu se vor, n-au căzut la înțelegere. Ai văzut că PSD-ul a revenit și mereu reiterează că va trebui, sigur, cu 6 luni înainte, ca și predictibilitatea în codul fiscal, să se analizeze acea impozitare graduală. Da? Și de aici sigur că conflictele vor veni. Cu atât mai mult cu cât avem un PNL bicefal, da? Pe de o parte Ciucă, care e și prim-ministru, pe de altă parte Câțu, care încă nu a înțeles drama prin care a trecut, n-a înțeles că a pierdut totul și încearcă să iasă în evidență tocmai venind cu anumite poziții care în mod evident torpilează coaliția. Ciucă al nostru, Câțu al lor. Așa este. Mulțumesc, domnule Danubianu. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până data viitoare, toate bune!